să ștergem camera, să fie curată și mi se șoptește din cască, 3, 2, 1 și... Aici în Lehliu este cea mai tare curbă dintre toate curbele posibile curbe. Sunteți pregătiți pentru cea mai tare curbă dintre toate curbele posibile curbe? Urmează chiar acum! Și... curbă! Curbă! Doamne, ce prost sunt! Salut, dragilor! Uite, artă curbă! Uhu! Ce mai faceți, mă, dragilor? Mă, băieți, mă, fete! Băi, n-am mai știu că n-am mai postat de mult. E evident lucrul ăsta. Cei care ar vrea să mă urmărească știu și ei. Aș vrea să vă spun de ce. Aș vrea să vă... să vă fac așa un status update, să, nu știu, să discutăm puțin despre soarta canalului și așa mai departe. Păi, eu în principal postam faze din trafic. Mamă, ce denivelări. Când am început canalul ăsta și mulți ani după, am postat faze din trafic, compilații așa frumoase. Dar nu știu dacă ați auzit, dar a fost ceva gen pandemie. Acum pare mi se că încă mai e, dar lumea nu știe. A fost o treabă din asta, dar am stat toți acasă, nu știu, sau eu cel puțin, că probabil că nu toți, pentru că e încă aglomerat prin oraș. Eu cel puțin am lucrat de acasă ultimii un an jumate, deja cred că se fac. Și pentru că am lucrat de acasă, n-am mai mers pe nicăieri cu motocicleta, că în principal eu făceam naveta la birou. Și atunci, dacă n-am mai mers prin nebunia aia de București, nu mai am faze de în trafic să vă arăt. Ceea ce, sincer, pe mine mă bucură, adică nu știu dacă voi vă distrați sau vă enervați la fazele alea, dar mie nu-mi plăceau. Și deci n-am mai avut în trafic ce să filmez. Și mă gândeam, bă, dar zic, dacă nu mai filmăm în trafic, dacă trafic nu mai e, atunci ce ne rămâne? Mă gândeam eu. Zic, hai să facem, să punem pe canal clipuri din astea cu plimbări, cu expediții, cu mega super trasee și excursii. Dar de unde? Că anul ăsta cel puțin cred că am ieșit de 2-3 ori din București și alea le-am filmat și cred că le vedeți pe canal. Așa că n-am mai avut, frate. N-am mai avut de unde să de unde să pun clipuri, că n-am mai avut material. Și ce facem? Renunțăm la toată treaba cu canalul? Ia uite, fii atent! Asta este pentru, cu dedicație, pentru... Opa! Pentru Marius! Ia uite, bă, ca un făcut, bă! Marius este un mare fan trenuri și de asta am venit aici în față, ca să se vadă trenul mai mare. Că dacă ești mai în față, se vede mare. Hai să vedem trenul, hai să așteptăm trenul să-l vedem. Și după aia să-mi aduceți aminte despre ce vorbeam, că eu sigur o să uit. M-am speriat, am crezut că se aude trenul din spate și zic, ce Dumnezeului? Nu, pe aici o să treacă trenul, sunt convins că pe șinele astea. Hai cu trenul! Hai cu trenul! Ciu-ciu-ciu! A luat o raznă Praxis. A nebunit dracu de tot. S-a senilizat de la o vârstă. Uite-l, mă! E tren de la bun, bă! De la... ca pe vremuri! A, uite-l ce frumos e!
Super, mie îmi plăcea să stau sus în personal din ăsta. Așa, sper că v-a plăcut. Putem să ne continuăm liniștiți traseul. Deci acum putem să-mi aduceți aminte ce ziceam? Dacă renunțăm sau nu la canal, mă, asta era. Ce facem, mă, renunțăm la canalul ăsta sau nu? Aș fi vrut și eu să ajung măcar la 100.000 să iau zi. Plăcuța aia de la YouTube să mi-o pun așa frumos în cui, în cui, mă. Păi, eu zic să nu renunțăm, sincer, pentru că canalul e acolo, nu cere de mâncare, vorba aia, adică când mai am timp și ies la o plimbare, mai filmez ceva, mai pun acolo, lumea vine, lumea pleacă, acum vouă, dacă vă place ce fac, rămâneți acolo abonat și mai vedeți din când în când dacă mai postez sau nu. Dar de renunțat nu o să renunț. Călăraș, nu știu exact dacă este drumul bun. Știu că trebuia să trecem de pasajul ăsta peste autostradă, cred că e o de super denivelare aici. Wow! Peste autostrada Soarelui. Și am impresia că în Plevna făceam dreapta. Da, mai avem de mers până acolo. Acum intrăm fix în Răzvani, că sunt mai mulți aici probabil. Este foarte plăcut să mai rupi așa din rutina aia zilnică și să te mai plimbi un pic. E foarte, foarte mișto. Băi, cu asta aș continua, cu... Nu cu asta, mă scuzați. Cu plimbări, cu excursii, cu expediții, concedii, treburi de genul ăsta. Mi-ar plăcea să mă plimb, practic, și mi-ar plăcea să vă arăt și vouă, dar v-am zis că n-am avut timp anul ăsta. Deja mi-a scăzut o liniuță. Asta e singurul minus pe care a mai rămas, practic, la motocicleta asta, este rezervorul foarte mic, care, mă rog, pentru ce motocicletă era ea la bază, un naked, e mai mult decât ok, 14 litri de benzină, dar la ce vreau eu să o folosesc pentru touring e destul de puțin, pentru că cam după 200 de kilometri așa deja mă emoționez foarte tare dacă nu văd benzinărie. Cred că cel mai mult am mers vreo 240 sau 250 de kilometri și mergeam cu vapor de benzină, nu mai aveam benzină în rezervă. Așa că, da, nu știu, în mod normal, în civilizație, 200 de kilometri găsești o benzinărie, dar dacă vrei să pleci mai departe, e cu duș și întors. Nu știu dacă există vreo soluție, în mod sigur al rezervor n-am cum să pun pe ea. Așa că, nu știu, singura soluție este să-ți mai iei benzină după tine, ceva, în canistră, nu știu exact. Nu m-am documentat foarte tare. Dar Praxis, de ce nu ți-ai luat Tracer 900 dacă știai că vrei să te plimbi mult? De ce nu ți-ai luat, nu știu, GS Adventure cu rezervor de 23 de litri sau cât dracu are? Păi nu știam că vreau să mă prim mult la momentul ăla. Cum v-am zis, făceam naveta la birou. Asta era principala menire a lui Pixie. Și partea cu concediile era secundară. Acum a devenit principală, ca să zic așa. Pentru că nu mai fac naveta nicăieri. Băi, e foarte, foarte fain pe aici, îmi plac toate bălțile astea și toate curbele. E prima dată când vin prin zona asta, n-am mai fost. Și e foarte fain, de ce frumos se vede. A, uite, Radu Vodă. Ăla e un măgăruș? Un măgăruș.
Și o curbă. O curbă. O curbă. O nebuneală de moment. Dreapta spre Ulmu, Făurei, pe aici, da. Hai să vedem. Să vedem cum e drumul, că nu știu, nu m-am, sper să nu fie drum de țară. Atâta tot, nu m-am uitat cu Street View să văd. Practic mergem spre mănăstire acum și ne întoarcem pe partea cealaltă a apei, a apii. Da, e ok și n-are aceeași calitate asfaltul, dar merge. Partea cea mai bună e că nu e trafic. Nu știu, bă, că e că de la tot statul ăsta în București am ajuns să urăsc pur și simplu traficul. Nu mai suport. Ia uite, bă, curbi. Curbi și pe aici și alea, bă, pe aici și alea. A, uite ce curbi. Și uite o barză acolo. Uite o barză. Hei! Ce faci, barză? Hai, Pixie, haide! Păi ce facem, Pixie? Deci uite-te la copilul ăsta, fii atent, de absolut toată lumea, când trec pe lângă, face așa. Ce e, frate, asta? Așa se face, bă, copiii ăștia din ziua de astăzi nu mai știu nimic nu mai știu. Păi ce e, mă, aia așa? Doamne ferește, bă, Doamne ferește. Suntem la 140 de kilometri de când am alimentat și am mai scăzut deja o liniuță. Dar faza este că nu înseamnă că ține 300 de kilometri rezervorul, pentru că e făcută sonda aia prost. Practic, primii 100 de kilometri nu scade nimic și următorii 100 de kilometri scad toate liniuțele. Oh, ce mișto se vede acolo! Wow! Ah, n-am apucat să văd. E un lac foarte mare aici, pentru că pe partea cealaltă a lacului este mănăstirea și e un lac de acumulare sau ceva de genul ăsta. Se vedea foarte, foarte mișto de acolo de sus, da. Eu sper că o să mai avem posibilitatea să-l vedem. Uite, se vede un pic. Foarte, foarte tare. Bă, foarte mișto, foarte mișto priveliștea. Și strada asta cu moia în jos, acum zici că mergem drept în lac. Dacă nu e curba asta, chiar ai șanse să ajungi în lac. A, ce fain! Foarte fain! Da, deci suntem bine, suntem pe drumul bun. Nu vă îngrijorați, ajung la benzinărie. Uite, un localnic. Este un tovarăș motociclist echipat până în dinți. Salut! În sensul că de la dinți în jos nu mai e echipat până la dinți. Iuhuu! Sper să nu se supere pe mine. A fost o glumă, dar chiar era echipat până în dinți. Bă, pe bune, care e mania cu copiii ăștia care toți fac așa din mână? Acum, pe bune, nu știu, care e faza? Așa, nu neapărat că aș vrea să merg mai repede, dar când e o mașină din asta foarte mare, peste care nu vezi în față, e destul de periculos să stai în spatele ei, pentru că nu vezi traficul, nu vezi ce o să urmeze, nu poți să anticipezi o frână, nu vezi gropile și așa mai departe. Da, uite mă ce frumos! Wow! O să mă ridic așa sus ca să vedeți mai bine. Este foarte, foarte fain. Foarte mișto. Da, păi, acestea fiind spuse, hai să ne luăm rămas bun aici, că e așa o atmosferă așa frumoasă și cu niște apă de asta multă. Așa că nu rămâne să vă spun decât la revedere și o să vedem. Ne revedem probabil undeva în viitor, dacă o să mai postez. Vă anunță YouTube-ul, hai, ceau! Ia uite, altul echipat până în dinți. A, nu. Nu, ăsta nu e echipat până în dinți. Ha, uite alt tren. Am mai prins un tren.
Doar două vagoane? Nu prea mai merge lumea cu trenul, a? A, mai e un tren, ia uite. Ăla e de marfă și e foarte lung. Și se mișcă ca ochii mortului. Mamă, ce viteză super fenomenală are. A few inches later. Jesus Christ. 1 hour later. One eternity later. Nu pot să cred. Nu pot să cred, s-a terminat trenul. S-a terminat trenul. Îți mai plac, Marius, trenurile? Îți mai plac trenurile acum? Îți mai plac trenurile și în situația asta? Am scăpat. Să punem vizera să nu ne intreți în țari în ochi. Suntem liberi. Dacă nu rămânem fără benzină.